Bună seara, suntem din nou la Torșam, alături de selecționerul Anghel Iordănescu. Bună seara, înainte de toate, simt să vă felicit pentru această calificare, pentru această victorie. Cum vă simțiți? Vă simțiți ușurat? Vă simțiți bine? În primul rând aș vrea să spun că, din punctul meu de vedere, ne-am fi dorit ca această bucurie să o avem deja de la București, la meciul cu Finlanda, pentru că vream să împărțim bucuria cu fanii, cu suporterii pe care i-am dezamăgit. Încă o dată îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat la București, le-am cerut scuze, dar cred că victoria de astăzi e și victoria lor. E victoria fotbalului românesc, e victoria băieților care au făcut o partidă bună, un joc bun, au jucat foarte bine din punct de vedere tactic, au făcut risipă de efort și din punctul meu de vedere meritam calificarea. Regretul este că ar fi trebuit să obținem mai devreme, să nu mai ținem suporterii, lumea fotbalului din România în suspans. A fost greu să gestionați aceste zile de după meciul cu Finlanda, cu aceste tensiuni care au apărut și în media la noi și în rândul suporterilor până la urmă, toată lumea fiind nemulțumită, așa cum a spus și noastră, de faptul că nu am reușit să câștigăm acasă cu Finlanda? Am mai spus-o și repet. Din punctul nostru de vedere, vroiam și ne doream victoria încă de la București. Modul în care am abordat partida de la București a fost clar, una ofensivă, curajoasă, cu pressing, cu apărare avansată. Din păcate, mingea s-a încăpățânat și n-a vrut să intre în poartă. Restul, comentariile vis-a-vis de ceea ce a spus presa din țară, e dreptul presei să comenteze. Au fost cele mai grele preliminarii din toate cele pe care le-ați avut ca selecționer? Nu cred că se poate pune problema așa. Zic eu că a fost și în altă perioadă, chiar când aveam echipa care ne obișnuise cu performanța, au fost momente grele. Le-am depășit și atunci, le-am depășit și pe cele de acum și zic eu că fotbalul românesc avea nevoie de această calificare. Eu sper ca această calificare să aducă multe schimbări în fotbal românesc, pentru că avem nevoie de el. Au fost foarte mulți cei care au vorbit în această perioadă, nu neapărat în ultima săptămână, în ultimele luni, despre faptul că dumneavoastră n-ați mai continua după acest ultim meci. Ne puteți da un răspuns acum? Vă vom vedea pe Banca Națională la Euro? Lăsați-mă să mă bucur și eu și jucătorii de această victorie, de calificare. Avem timp să discutăm problema Iordănescu mai târziu. Mulțumesc. Dar e o problemă Iordănescu? Dumneavoastră faceți presa. Da, domnul Iordănescu spunându-ne că noi creăm această problemă, Iordănescu.